Arhitectura de securitate a Europei nu este posibilă atât timp Ucraina este ocupată de armata rusă, iar una dintre țările membre ale Consiliului de Securitate al ONU, Rusia, a încălcat Carta Națiunilor Unite. Este mesajul transmis de Emmanuel Macron la întrevederea cu președintele chinez Xi Jinping. L'agresie russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. La fel ca și alți lideri europeni, Emmanuel Macron speră ca Xi Jinping să profite de relațiile sale bune cu Vladimir Putin pentru a contribui la obținerea încetării focului în Ucraina. Xi Jinping nu a rostit numele Rusiei, însă a făcut apel la ambele părți să negocieze pentru găsirea unei soluții politice. La rândul său, președintele Comisiei Europene se află în China și a abordat la discuțiile cu premierul chinez tema relațiilor economice dintre Bruxelles și Beijing. Însă discuțiile sunt deschise și pentru temele politice. However, EU-China relations have become more complex in the recent years, and it is important that we discuss together all the aspects of our relations today. This will help both the European Union and China to navigate a complex and volatile geopolitical environment. Analiștii politici subliniază că această ofensivă diplomatică vine după 2 ani de relații reci între Bruxelles și Beijing din cauza acuzațiilor referitoare la încălcarea drepturilor omului de către China, dar și a faptului că oficialii chinezi nu au condamnat invadarea Ucrainei.